Ăsta este curat, este perfect toaletat. Nu mă pricep foarte bine, dar când mă uit așa la ele, mi-ar plăcea să fac o ședință foto. Uite, de exemplu, ăsta ce greu, e aristat sau nearistat? Nu știu, spune-mi tu. Ăsta este un grâu nearistat. Ok. Nu există diferențe de producție neapărat dovedite între grâu aristat și nearistat. Cel aristat se folosește în zone unde există atac de animale și celălalt, în principiu, a fost importat din partea de vest, unde îl foloseau fermierii pentru un randament mai mare. Pot să iau și unul? Da, cum sunt. Voi că ai venit echipată de agricultură, da. Trebuie să... Opa, te rupe. Cred că l-am scos cu tot cu rădăcile. L-ai scos cu tot cu rădăcile, da. E bine asta, nu? Nu, e foarte bine. Vedem că este un pic de stres hidric aici. Nu știu cât a plouat în ultimile zile, dar clar este că mai avem nevoie de apă. Da, mă uitam un pic să-ți caut un petec să-ți acoperi gaura aia de la blugi. Da, mai am și aici. Da, vezi că pe aici prin câmp e posibil să te buște diferite chestii. Cum se face că tot câmpul este la aceeași înălțime? Adică tot grâul din câmp este la aceeași înălțime. Uite, mă uit la el, este perfect aranjat, e la linie. Sunt mai multe procese. Adică, în primul rând, e vorba de genetică. Și după aceea, e vorba de partea de procesare, care și e extrem de importantă. Deci, grâul ăsta, după ce se recoltează, merge într-o stație de procesare, unde se sortează primar. După aceea, intră într-un stadiu de repaus de vreo 21 de zile pentru a-și stabiliza germinația, apoi intră la tratat. Și în funcție de substanțele cu care îl tratezi, grâul ăsta poate să devină mai rezistent în fața bolilor și a dăunătorilor. În ultimii 15 ani, compania noastră a investit foarte mulți bani în capacitățile astea de procesare, pentru că marfa trebuie sortată, selectată corect, tratată corect, fiecare gram din substanța respectivă să acopere în întregime bobul de sămânță. Astăzi ați putea spune că suntem unul dintre cei mai mari producători români de semințe și în cursul următorilor ani vom investi aproximativ 10 milioane de euro ca să ne dublăm capacitatea asta de procesare și să o facem și în niște condiții foarte bune. Cred că viitorul României ține în mod special de tinerii care se întorc și lucrează în agricultură. Trebuie neapărat să gândim că noi avem producții mai mici la hectar față de Germania sau Franța. Ideea e să avem niște ferme extrem de sănătoase, de dimensiuni mici sau medii, în care să lucreze mare parte din populație. Pentru că asta aduce în principiu stabilitatea și bogăția țării, agricultura înainte de toate.